Salutare, dragilor! Am ajuns la minunăția de cub din oglindă. Este în spatele meu aproape că nici nu-l vedeți. Pentru că se reflectă în el brazii și zici că se pierde așa prin pădure. O nouă zi, o nouă provocare. Nu așa să ai casa din oglindă, că te aranjezi oriunde. Vis oricărei femei, nu? Geamă. Noi suntem pregătiți acum și pentru că am primit foarte multe aprecieri și multă lume a întrebat pe Elena, cine îți face clipurile, cine îți face reel-urile? Reel-uri pe care le puteți vedea pe pagina ei de Instagram și pe pagina mea de Instagram, socialmedia.com, iar la Elena pe elena.ciurariu. Deci, cum ziceam, pentru că am primit foarte multe aprecieri și vă mulțumim, o să vă invităm să stați cu noi să vedeți cum le filmăm. După aceea vedeți dacă e ușor sau este greu să faci un reel. Haide, mama, lasă camera. Hai, modelul, hai! Hai, modelule, hai că nu avem baterie multă nici la stabilizator. Hai. Am uitat să zic, sunt 5 grade, e foarte frig, e foarte frig, 5 grade sunt. Și la noapte vor fi minus 3. Așa că hai să-i dăm drumul. De ce nu spui cum se pune asta, de fapt? I-am vrut să zic, dar te-am lăsat să fii bărbat. Mi-a plăcut asta. Lăsați bărbații să facă ce vor. Reel-urile am terminat, acum mergem să filmăm un moment. Ia uita ce priveliște frumoasă! Iese și soarele imediat. Zi, tati, niața, o niața! Niața, niața, hai cu cafeaua! Hai să vă povestim o fază. Când... De-aia las pe el data viitoare să găsească următoarea destinație. Când a rezervat Elena aici locația, a rezervat-o, am zis, bă, hai mergem până la părinții ei, care stau în Botoșan, și de acolo până în Suceava, cât e, jumătate de oră, 40 de minute de mers cu mașina. Și când, am băgat pe Waze GPS, seara, ca să vedem exact să drumul. Să vedem, da, drumul ne-a arătat 3 ore de mers. No, ce facem acum? De anulat nu mai puteam să anulăm, că na. Dădeam aici peste cap programările oamenilor, ce să le zicem? Că sunteți prea departe și nu mai venim. No. Și
Și ne-am pus la drum. Apoi de aici până în Brașov mai avem de făcut încă 5 ore și ceva. Și uite așa, Călătorului este bine cu drum. Exact, bună vorbă. Ne-ai lăsat să ne facem treaba, tati? Da. Băia cu minte. Haide, îmbrăcarea. Oh, ce căscăm noi. Ce ne alintăm noi. Gata, vacanța, mergem acasă. Mă, mergem acasă. Ne luăm la revedere de la cubul din oglindă, unde ne-am simțit foarte bine și cu siguranță vom reveni poate la cabana din spatele cubului, pentru că este o cabană în stil A-frame mai mare, dar să revenim cu o gașcă mai mare de prieteni, să petrecem și noi ca gașca care a fost acolo aseară, pentru că s-au auzit că s-au distrat foarte fain. Cam atât de aici, să ne revedem cu bine în următoarea destinație. Vă pupăm!